Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Bibliei. Contra curentului. Credința și faptele sunt două pârghii care trebuie folosite pentru a însufleți apelul împotriva curentului lumesc, mândriei și vanității. Lumina lumii. Textul de memorat îl găsim în Ioan, capitolul 8, cu versetul 12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Avem 3 secțiuni, iar după fiecare secțiune avem întrebări de reflecție. Secțiunea 1. Unii ghizi ai peșterilor, odată ce grupul de turiști este condus adânc în peșteră, îi invită pe toți să-și stingă lanternele. Întunericul este atât de dens încât îți poți flutura mâna în fața ochilor fără să vezi vreo mișcare. Locul sfânt din sanctuar putea fi la fel de întunecos. Nu existau ferestre, iar lumina soarelui nu putea penetra perdeaua groasă, nici cele câteva straturi textile sau confecționate din piei de animale. Dar sanctuarul nu avea nevoie de o sursă exterioară de lumină. După cum ne arată descrierea următoare, făcută de cineva care a văzut splendoarea fără egal a locului sfânt. În Tragedia Veacurilor, pagina 414, citim: Pereții aveau aspectul aurului masiv, reflectând în toate părțile lumina celor 7 candele ale candelabrului de aur. Masa cu pâinile pentru punerea înainte și altarul tămâierii străluceau ca aurul aprins. Covoarele mari, care formau tavanul, brodate cu figuri de îngeri în albastru, purpuriu și cărămiziu, se adăugau la frumusețea scenei. Care era sursa acestei frumoase și glorioase lumini? Era o piesă splendidă de mobilier, un candelabru cu 7 brațe, care avea 7 lămpi de aur. Fiecare braț era decorat cu flori de aur frumoase. Sfeșnicul era bătut cu grijă dintr-o bucată unică de aur. Dumnezeu a dat instrucțiuni detaliate despre serviciul sfeșnicului din sanctuar. În Leviticul, capitolul 24, cu versetele 2 și 4, citim: Poruncește copiilor lui Israel să-ți aducă pentru sfeșnic un de lemn curat de măsline tescuite, ca să țină candelele aprinse neîncetat. Aron să așeze candelele în sfeșnicul de aur curat ca să ardă neîncetat înaintea Domnului. Ca în cazul oricărei părți a serviciului sanctuarului, Dumnezeu a fost foarte specific cu privire la sfeșnic. Focul trebuia să ardă neîncetat. Trebuia să se folosească ulei de măsline, iar marele preot trebuia să se îngrijească de foc în fiecare dimineață și în fiecare seară. Dumnezeu ceruse ca sfeșnicul să fie la fel ca originalul din sanctuarul ceresc. După ce i-a arătat lui Moise modelul pentru construirea sfeșnicului, a candelelor și a ustensilelor, Dumnezeu a spus: Haideți să citim Exodul, capitolul 25, cu versetul 40. Vezi, să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. În Numeri, capitolul 8, cu versetul 4, citim: Moise făcuse sfeșnicul după chipul pe care îl arătase Domnul. Locul sfânt din templul lui Solomon avea nevoie de mai multă lumină, deci a fost prevăzut cu 10 sfeșnice, fiecare făcut după designul original. În 2 Cronici, capitolul 4, cu versetul 7, citim: A mai făcut 10 sfeșnice de aur după porunca privitoare la ele și le-a așezat în templu, 5 la dreapta și 5 la stânga. Profetul Ieremia
înregistrează tragica soartă a acestor sfeșnice frumoase. Câteva secole mai târziu, după epoca lui Solomon, împăratul Nebucadnețar a cucerit Ierusalimul și a ars templul. El a luat toate comorile, inclusiv sfeșnicele, și le-a dus în Babilon. Putem învăța multe lecții spirituale importante de la sfeșnicul din sanctuar. Vom începe să explorăm lecțiile acestea în secțiunea următoare, dar haideți să vedem întrebările de la prima secțiune. Care sunt lecțiile practice pe care le putem învăța de la sfeșnic? Sfeșnicul a fost făcut exact după modelul dat de Dumnezeu. După ce model ar trebui să fie construită biserica? Candelele trebuia să ardă continuu. Se cuvine să luăm o pauză de la trăirea unei vieți sfinte? Citiți 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetele 58, Galateni, capitolul 4, cu versetul 18, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 15. Prin Hristos fusese transmisă orice rază de lumină divină care a ajuns vreodată până în lumea noastră căzută. De la El s-au reflectat toate calitățile desăvârșite care s-au manifestat la cele mai mari și mai nobile suflete ale pământului. Secțiunea 2. Una dintre regulile importante ale interpretării Bibliei este aceasta. Întotdeauna să lăsăm Scriptura să se explice pe ea însăși. Dacă ne bazăm interpretarea pe opinia cuiva sau dacă ne bazăm pe presupuneri, vom face greșeli periculoase. Principiul acesta a fost una dintre regulile lui William Miller pentru interpretarea Bibliei. Uitați o altă regulă a sa. Pentru a afla înțelesul unui cuvânt, căutați cuvântul respectiv în toată Biblia. Când găsiți explicația lui, înlocuiți cuvântul din text cu această explicație. Dacă are un înțeles, atunci nu trebuie să cercetați mai departe, dar dacă nu are sens, continuați cercetarea. Să aplicăm aceste două reguli atunci când încercăm să înțelegem însemnătatea sfeșnicului, a candelelor, a uleiului și a luminii. Când studiem cuvântul sfeșnic în Biblie, găsim viziunea lui Ioan despre Iisus care mergea printre cele 7 sfeșnice de aur. El ne spune, în Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 12 și 13, citim, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul omului. Iisus însuși spune ce reprezintă sfeșnicele de aur. Apocalipsa 1:20. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor 7 sfeșnice de aur, cele 7 stele, sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Iisus era în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Nu este încurajator să știm că Iisus, marele preot al nostru, se îngrijește personal de biserica sa? Un sfeșnic are un singur scop, să susțină o candelă care să furnizeze lumină într-un loc întunecat. Ce țin sfeșnicele ca tot să poată vedea? Candelele. Și ce reprezintă candelele? Din nou, Biblia ne dă răspunsul în Psalmi, capitolul 119, cu versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cuvântul lui Dumnezeu este o lampă, iar scopul bisericii este de a ține sus Biblia ca să fie vizibilă tuturor. Însă lămpile stinse nu atrag prea mult atenția și candelele nu pot străluci decât dacă există un anumit combustibil care să ardă. Biblia explică și simbolul acesta. În viziune, profetul Zaharia a văzut un sfeșnic de aur care ținea 7 candele. Prin intermediul a 7 canale, 2 măslini le furnizau candelelor uleiul necesar. Îngerul a explicat. Zaharia, capitolul 4, cu versetul 6. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor.
Indiferent de ce înseamnă lumina și strălucirea aceasta nu poate fi realizată decât prin Duhul Sfânt. Acum, să luăm în considerare ce spune Biblia despre lumină. Matei, capitolul 5, cu versetul 14. Voi sunteți lumina lumii, dar cum pot fi oamenii lumina lumii? În noi nu există nimic bun sau atrăgător. Am aflat răspunsul dintr-un verset despre cetatea strălucitoare. Apocalipsa 21 cu 23. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Iisus, mielul, este lumina cetății sfinte unde El locuiește. El este și lumina lumii. Iisus a spus, Ioan capitolul 8 cu versetul 12, Eu sunt lumina lumii. Iisus este sursa luminii. El poate crea lumina doar prin cuvânt. El este și sursa luminii spirituale. Numai atunci când El locuiește în inima noastră și când ne-am predat complet Lui, se poate spune despre noi, voi sunteți lumina lumii. Haideți să vedem întrebările de la secțiunea 2. În propriile cuvinte, explicați legătura dintre Matei, capitolul 5, cu versetul 14 și Ioan 8, cu versetul 12. Se poate citi și paragraful din Educație, pagina 73, prin Hristos. Alegeți două nume din lista care urmează. Daniel, Mardoheu, Pavel, Elisei, Moise, Iosif, Ilie. Găsiți istoriile lor în Biblie și spuneți cum au fost oamenii aceștia o lumină pentru lume. Prima rază de lumină care a străpuns întunericul în care păcatul învăluie omenirea a venit de la Domnul Hristos și de la El a venit orice rază strălucitoare a cerului care a căzut asupra locuitorilor pământului. Secțiunea 3. Un adevăr important pe care îl învățăm de la sfeșnic este ilustrat de parabola celor 10 fecioare. Parabola spusă de Iisus. Fiecare fecioară avea o candelă, dar nu toate au fost primite la masa de nuntă. Cele care nu au avut ulei nu au fost admise. Când Iisus va reveni, mulți oameni se vor trezi la trista realitate că deși au lămpi, deși Biblia le este familiară, ei nu au lumină. Nu ne putem permite să comitem o greșeală atât de costisitoare. Trebuie să fim gata când va veni timpul să mergem la sărbătoarea pe care Iisus a pregătit-o. Să vedem ce nu a mers bine în cazul fecioarelor neînțelepte și cum putem evita situația în care s-au aflat ele. În Parabolele Domnului Hristos, pagina 411, citim: cei reprezentați prin fecioarele nechipsuite nu sunt ipocriți, ei au o considerație față de adevăr, l-au apărat și l-au susținut. Unii ca aceștia se simt atrași către cei care cred adevărul, dar nu s-au supus cu totul lucrării Duhului Sfânt. Ei n-au căzut pe stâncă, pe Iisus Hristos și n-au lăsat ca firea lor cea veche să fie sfărâmată. Care este problema? În timp ce par să-L urmeze pe Hristos, ei nu au permis ca El să-i schimbe. Ei încă au natura veche, păcătoasă și egoistă. Dar numai cei care vor fi ca Iisus vor avea bucuria de a fi în cer și numai lor li se va permite să intre acolo. Celor care sunt reprezentați de fecioarele neînțelepte, nu li se va permite să intre la nuntă, chiar dacă vor implora. În Matei, capitolul 25 cu versetele 11 și 12, citim: mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar El, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Observați care este cheia pentru a străluci? Pe măsură ce îl cunoaștem pe Iisus, primim mai mult Duh Sfânt. De fapt, dorim mai mult Duh Sfânt, cerem mai mult din Duhul Său cel Sfânt și ne predăm de plin lucrării Lui curățitoare. Astfel vom deveni lumina lumii.
prin Duhul Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu este o lumină de îndată ce devine o putere transformatoare în viața aceluia ce l-a primit. Sădind în inima lor principiile cuvântului său, Duhul Sfânt dezvoltă în oameni atributele lui Dumnezeu. Lumina slavei sale, caracterul său, trebuie să strălucească în urmașii săi. În felul acesta, ei trebuie să-L slăvească pe Dumnezeu, să lumineze calea pe care mirele o pune spre casa Lui, spre cetatea Lui Dumnezeu, la ospățul nunții mielului. Dumnezeu vrea ca noi să luminăm lumea noastră întunecată cu fapte bune care să arate cât de bun, amabil, iubitor și neegoist este Dumnezeu. În Matei, capitolul 5, cu versetul 14 și 16, citim: Voi sunteți lumina lumii, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Când suntem călăuziți de Duhul Sfânt, nu putem da pe față decât roadele Duhului. Simțiți că vă aflați în întuneric și că nu aveți lumina? Observați că lumina voastră se stinge? Iată o promisiune pentru voi. Psalmi, capitolul 18, cu versetul 28. Da, tu aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. Aveți nevoie de Duhul Sfânt? Atunci cereți împlinirea făgăduinței. Luca, capitolul 11, cu versetul 13. Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, Cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Aceia care caută, vor găsi. Cei care cer, vor primi. Cei care flămânzesc și însetează, sunt săturați. Vreți să luminați? Înseamnă că sunteți flămânzi. Ați cerut Duhul Sfânt? Îl veți primi. Vreți ca lumina voastră să strălucească? Cereți împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu și veți primi și veți oferi lumină. Haideți să vedem întrebările de la secțiunea 3. Psalmi, capitolul 119 cu versetele 105, afirmă despre cuvântul lui Dumnezeu că este o candelă și o lumină. Ce clarificare importantă găsim în Psalmi, capitolul 119 cu versetele 130? Vedeți și Proverbe 6 cu 23 și 2 Petru 1 cu 19. Ce încurajare găsiți în Mica, capitolul 7 cu versetul 8 și 9? Luca, capitolul 1 cu versetul 79. Credința și faptele sunt două pârghii care trebuie folosite pentru a însufleți apelul împotriva curentului lumesc, mândriei și vanității. Fiți binecuvântați, Domnul cu voi!